Bună ziua, stimați colegi, și mulțumesc, domnule președinte, pentru oportunitatea de a spune câteva cuvinte pe L210 și 211, propunerile legislative privind declararea lui Mihai Viteazu și a personajelor istorice Horea Closca și Crișan drept martiri și eroi a națiunii române. M-a surprins că există voci în Senatul României care au afirmat astăzi că astfel de proiecte de lege ar fi nenecesare sau chiar populiste. Asta în contextul în care există acest trend al neomarxismului, al globalismului, care încearcă să pună în plan secund orice ține de caracterul, să spun, național a unei țări. Chiar dacă nu sunt inițiator, nu am avut ocazia să semnez pentru acest proiect de lege, salut și îndemn pe toți senatorii astăzi care țin la această țară să voteze pentru aceste două proiecte de lege, tocmai și dintr-o simplă rațiune de a readuce, dacă vreți, în plan principal caracterul acestor personaje care au făcut enorm de mult pentru înfăptuirea statului unitar național român. Vă mulțumesc!